sau din nevoia de a se opune sistemului dinainte de 89, caricaturiștii din Europa Centrală și de Est au avut ceva în plus față de artiștii din lumea largă. Un plus de voință, de imaginație și, în final, să ne lăudăm puțin. Un plus de talent. Astăzi avem de-a face cu un caricaturist pe nume Leipaft Pal, venit din Serbia, cu o mică expoziție de grafică la vernisajul căreia Telegrama Culturală a consemnat următoarele. Caricatura este un gen foarte bun încă din presa franceză de pe vremuri, când devine parte a domeniului jurnalistic. Noi, cei din fostul bloc comunist european, putem fi extrem de mândri de noi, deoarece avem cea mai bună caricatură. Este bună pentru că am crescut în dictatură, iar partea pozitivă este că am învățat să ne exprimăm cu grijă, astfel ocolind o cenzură serioasă a vremurilor. Este bine că putem să ne exprimăm părerea și în lumea vitregă în care trăim acum. Așa aș putea să caracterizez caricatura în zilele noastre, când trăim o lume mult diferită de cea de atunci, libertatea fiind totuși un lucru destul de volatil, care se aseamănă cu o femeie frumoasă, pe care când o dezbrăcăm ne dăm seama că este puțin altfel decât ne-am imaginat. Și caricaturiștii cred că au creat lumea, este de înțeles. Cine nu crede că lumea a început cu el, acela are o problemă. Deci eu am ajuns la vârsta la care am o părere diferită. Totuși, dacă ne uităm în jurul nostru, ne dăm seama că lumea este în sine o caricatură. De exemplu, economia, puterea statului și de multe ori prietenii noștri sunt adevărate caricaturi. Am făcut o mică selecție pentru astăzi din caricaturile care au supraviețuit publicarea în ziar. Ele au o viață scurtă după apariție, ziarul moare, iar desenul bun trăiește puțin după acesta. Suntem oameni cu frică de Dumnezeu și chiar dacă suntem în centrul universului, nu trebuie să uităm că există deasupra noastră cineva mai mare. Pornim de la Adam și de la Eva, fiindcă o iubim pe Eva și ne înțelegem și cu Adam, dar nu trebuie să uităm niciodată măsura în care putem interveni în acest domeniu.
Jean-Baptiste Van Hal, profetul care a vorbit pentru prima oară despre viitorul copilului minune al secolului al XVIII-lea, Wolfgang Amadeus Mozart, și care a fost surprins mai târziu într-o cronică portret a epocii ca membru al unui quartet din care făceau parte cei mai recunoscuți reprezentanți ai timpului, Haydn, Carl Dieters von Dietersdorf și același, dar deja maturul, Wolfgang Amadeus Mozart, care este prezent în tabloul de epocă al acestei seri datorită concertului său pentru contrabas și orchestră în do major. Similară concertului pentru contrabas de Dietersdorf, partitura lui Van Hal reprezintă o imagine document a stadiului evolutiv în care se afla instrumentul. Supus unui număr mare de experimente provenite din zone culturale diferite ale Europei de vest, abordări care vizau fie acordajul în cvinte sau cvarte, fie numărul de corzi 3, 4 sau 5, sau diferite tipuri de arcuș, contrabasul școlii vieneze este acela oglindit în partiturile acestor clasici. Iată câteva secvențe din concert cu solistul Cosmin Puican sub bagheta dirijorului Cristian George Neagu. Pregătit special pentru concertul acesta, cam o lună așa de zile înainte, și mă simt bine, mă bucur că împreună cu colegii, cu Cristi, am reușit să ducem la bun sfârșit concertul și totul e bine când se sfârșește cu bine. E un concert delicat, nu e foarte greu tehnic, dar e un concert delicat a la Mozart, e același stil curent, clasic vienez, și un concert care se cere peste tot în Germania, în special la probe-spiele, la concursuri. Și am înțeles că nu s-a mai cântat până acum concertul și urmează și alte concerte. Deci vreau să le cânt în alternanță, un an clasic, un an romantic și tot așa până se termină repertoriul. Mă bucur că am ocazia să cânt pe scenă și să încânt publicul nostru, care este deosebit, și de ce să nu profităm toți de această minunată sală și acustică și atmosferă. Și trebuie să rămână așa în continuare. Profesional, sigur că totdeauna vrei ceva mai mult sau să netezezi și să briliantezi cât mai bine și cât mai mult, dar pe ansamblu pot să spun că sunt mulțumit, acum să nu-l supărăm pe doamne, doamne, nu? Dar, cum am spus, e bine să ai și tendința de mai bine, adică să fii cât mai perfectibil. Thank you.